Ne-am întors, doamnelor și domnilor, vă spuneam că să vorbim despre Dita Mai Telenovela. Telenovela, că tot îi plac doamnei Livia telenovelele, le avem aici, pe episoade, pe personaje. Acum suntem la Andreea și Ionuț. Hai să vedem ce s-a întâmplat după ce ieri Andreea a decis să oprească cunoașterea cu Ionuț. Într-un material difuzat ieri, Andreea era hotărâtă să renunțe la cunoașterea cu Ionuț. Țin mai mult să mă opresc acum și dacă o să fie ceva pe parcurs o să fie. Dacă nu faci acum când îți dorești. Nu e ceva care atunci când îl văd nu simt să le fac. Ce decizie ai luat, Andreea? Să mă opresc aici, nu simt să merg mai departe. În cunoașterea pe el. Și dacă ai fi să-i explici și lui că îmi văd așa, oarecum de dume. Am avut explicații. Nu vreau explicație. În discuția voastră am simțit că de multe ori te agasează. Te-ai simțit agasată? Da. Adică ți-a părut prea mult? Da. Când tu nu voiai atât de mult. Dar știi că și eu te-am întrebat. Măi, îți place? Păi da. Da, îmi place de el ca om, dar nu mai mult. Nu pot. Și am făcut ceea ce am simțit. Am primit și o scrisoare aseară de la părinți. Și? Ei mi-au spus cu totul altceva. Mi-au spus să mă apropii de el. Și am spus că o să fac ceea ce simt. În fața mamei lui, Ionuț își manifesta unele regrete. Nu, mie îmi pare cel mai mult rău că am zis să decid cu inima și nu cu creierul. Că dacă era cu creierul... Da, capul sus, viața merge înainte. Termină cu prostiile, nu vrei pe nimeni, nu vrei că de asta ai venit aici. Nu, faza e că am decis cu inima, pentru că da-i mireasa, da-i de iubire, de tot. Știu, știu și te înțeleg, dar asta nu înseamnă că trebuie să stați numai triști. Și i-au încercat, nu s-au putut, asta este. Viața merge înainte pentru toată lumea. Nu vreau să fac rău. Mi-am făcut destul. De unde e asta? Mi-a dat eu nu știu ce le dau, că nu vrea să-și facă mai mult rău. Ok. Te-ai vorbit ceva cu Ionuț? Nu, păi oricum a zis că nu mai vrea nimic. Dar logic, frate. Nici eu nu mai vreau să mai îmi zică Mihai nimic. Mai nici nu am, adică nici nu vreau să mă duc să... Nu, dar dacă ai simțit să faci ceva, ai zis că ai face-o. E greu. Sunt sentiment. Frumos. Cred. Din partea ta. Știi cum am vorbit noi aseară? Exact ce am vorbit noi aseară. Mai mult m-a deranjat că n-a vorbit cu mine. O spună mie, tot ce simte, tot ce... E asta ar fi vrut. Da, dar deja faptul e consumat că vreau cu altcineva înainte. E dragă rău. Mă simt super nașpa. Știu, n-aveai cum să te simți bine. Tu ce crezi? Că o să sări în sus de bucurie și să fii wow, ce bine mă simt? N-aveai cum. Dar ești mai ușurată. Da. Dacă sufletul tău e bine, și corpul tău o să fie. Da, este bine. Doar că mă simt... E normal. Dar până văd că se recuperează. De ce nu încerci să vorbești tu, să stați aici și să lămuriți situația? Tu să mergi cu... Nu, nu pot atât de fădurea. Dacă e bine, vorbim. Dar eu nu pot. Știi că nu vine. Da, o ieși de ce și vă puneți amândoi într-un loc singur și vorbiți și lăsați lucrurile exact clare. Tu ce îți dorești acum? Nu mai îmi doresc nimic. Să stau eu cu mine, să mă gândesc la mine, în primul rând. Te întreb chestia asta că dacă... Îți mai spus o dată. Dacă vrei să stai să te gândești și să... așa, ok. Dacă nu o să mai vrei nimic, o să mă rocez. Da, poți să faci ceea ce simți. Eu ți-am spus asta de la bun început. Da? Da, faci ceea ce simți, cum și eu fac asta. Tocmai de asta am luat decizia asta, că am făcut ce am simțit. Nu o să mai existe noi. Dar nu se știe niciodată, am și spus. De asta te întreb. Fiindcă nu știu de unde vrei să știu ce se întâmplă mâine, sau ce vreau mâine, sau ce simt mâine. Cu toate neînțelegerile adunate, Andreea își manifesta gelozia față de Diana. Poate e nervoasă când
Ce? Când l-am mai ales altcineva, te-ai enervat când l-am mai ales? Mamă, nu știu dacă mi s-a schimbat privirea sau ceva, dar a fost groaznic. Dar de ce l-a ales pe el? Pentru că de el îi place. Ba nu! De unde știi tu? A vorbit cu el în bucătărie pe canapea. Dar vreau să întreb ce a vorbit cu el. Pe cine se întreb? Pe Diana. Nu! De ce? Că nu! De ce? Că nu! Că nu! Mă, cum să-ți explicați? Din moment ce te-ai oprit din niște chestii, nu ar fi normal să o tragi pe alea răspundere, știi? Dar nu trag la răspundere, o întreb, dacă vreau să spune, dacă nu, nu. În seară la Capricile Iubirii, părinții Andrei au venit în platoul emisiunii și au analizat ultimele evenimente. Ea nu place pe Ionuț. Eu chiar asta cred, pentru că, mai se vede niște chestii și faptul că ea nu vrea să-și recunoască că nu-i place, pentru că e frică și nu înțelege cum o să se interpreteze și ce o să fie mai departe și cum o să fie chestia asta, asta e altă gâscă. Așa se vede de afară, ca și cum ar avea un interes. Dacă ei se apropie, haide să băgăm un băț prin gard ca să... Deci noi așa vedem de afară. Noi o urmărim Andreea, non-stop. Andreea, din moment ce se apropie și îmi povestește ceva sau mă întreabă... E greșeala Andrei, Irina, ce crezi? Ionuț sau ceva? Adică... Bun, dumneavoastră de afară cumva ați îndreptat-o către, către Ionuț, Ionuț, da. Și vi s-a părut potrivit pentru ea. Exact, singurul din casă pentru ea la momentul de față ar fi Ionuț. Da, de felul în care a interacționat cu Alex? Nu ne-a plăcut. Nici comportamentul ei de la petrecere. Noi o facem în totalitate pe ea vinovată, pentru că bărbatul e dator să încerce. Și ea a acceptat. De ce să ne învârtim pe după cireș? Dacă asta e realitatea. A fost o simplă distracție de ziua mea. Ok, Alex. Nu s-a... Mulțumesc. Da, e părerea dumneavoastră și vă răspund. Vi se pare că Alex și-a băgat coada în relația lor? Da. Dar nu aveau nicio relație. Mai mult decât trebuia. Și la cum vedeți situația în momentul actual, credeți că va mai fi vreo șansă cu Ionuț pe viitor? Noi sperăm că da. În pauza publicitară, atât Ionuț cât și Andreea au primit sfaturi. Și tu ai răbdare. Că dacă ai avea răbdare, ai să o înțeles, să știi. Eu am răbdare, să trăiți. Ne place foarte mult de tine. Mă mulțumesc. Dă-i voi, că dacă nu-i permiți să se apropie și să discutați, n-ai cum să-l cunoști. Exact. Mergi cu el. Dacă se poate, mama, se poate. Dacă nu, nicio problemă. Deci ține departe de Alex. Te rog. Stai departe de Alex. După emisiunea aceasta, era mult mai degajat în dialogul cu Ionuț. Mi-a spus să fiu atentă la ce fac, mi-a spus să fiu mai vocală, să spun ce am de spus, să nu mi-o fiu așa închisă în mine. Și? Și ce? Voi pune în practică chestia asta? Da, voi pune în practică, chiar voi pune în practică. Dacă și ei mi-au spus asta, înseamnă că chiar trebuie. Și am primit și o scrisoare în care zice că... să nu se transmiție, să nu asculți răutățile din casă sau miștourile sau ceva de cine? Părinții mei. Crezi că va exista noi? Eu cred că da. Și ți-am spus asta. Poți să-mi spui care a fost gardul acesta, stopul ăsta? Care a fost? Pe mine mă măcina foarte tare chestia asta și mă simțeam constrânsă că, vai, de cunoașterea asta. Cuvântul ăsta, cunoaștere, pe mine mă... Eu ți-am zis că nu punem cunoașterea la mijloc. Da, dar asta era. Și tu aveai alte așteptări și toată lumea avea alte așteptări care eu să mă îndrept spre tine. Și am zis să opresc această cunoaștere și dacă o să simt să fac ceva, voi face fără nicio cunoaștere. Păi și de ce n-ai vrut să fac cunoaștere la început? Dacă vrei o relație, cu toate că nu vreau o relație, vreau ceva special, vorbește cu mine, comunicăm noi doi. Și iată cum starea lui Ionuț se schimba, iar apropierea era evidentă. E, aici simt nevoia să dai niște explicații. De alta, da, și noi, publicul, trebuie să înțelegem. Andreea, ce te-a făcut să revii asta decizie? Că vreau să opresc această cunoaștere, că mă presa acest cuvânt și avea așteptări mari. Am zis că să opresc această cunoaștere și dacă o să simt să fac ceva, o să fac. Fără a exista cuvântul cunoaștere. La naiba, cum s-a nimerit să simți fix după ce l-a ales Diana pe Ionuț? Ce situație? Asta am simțit să fac. A contat? Da. Deodată l-ai reevaluat. Ți l-a validat în mintea ta. Și te-a apucat panica. Mamă, Milia, gata. Milia și... Nu ești sigură pe tine.
Și mai e ceva. Oare a trebuit să vină mama să-ți spună cu Ionuț ca să te îndrepți acolo? Nu, că mi-a acolo? Mai spus. În scrisori mi-a spus de fiecare dată. Că e singurul băiat cu care m-aș potrivi. Dar cu toate astea tot am făcut ce am simțit și am spus ceea ce am simțit. Te-a ținut fix o oră. Sau două, hai, trei, până a fost ascola. Ionuț, ce facem cu posibila viitoarea ta iubită care este foarte influențabilă? Eu am înțeles la început și am înțeles toate sentimentele. Venirea părinților țin să cred în continuare că nu a fost schimbarea, doar că a ajutat-o să se elibereze de unele gânduri și sentimente care doar părinții o știau și o cunoșteau foarte bine și a putut să deschidă, să vorbească deschis tot. Dar tu câți ani ai? Fac 25. 25. Ea e foarte mică. Emisiunea se numește Mireasa. Aici, în general, se termină cu o căsătorie. Să spunem că voi o să fiți ok și că o să fiți un cuplu. E foarte posibil să vă căsătoriți. Ți se pare pregătită pentru o căsătorie? Mentalitatea cum gândește și cum gândește și ce spune și cum spune, 90% da. Aha, eram sigură că spui nu. Ce situație? 90% da. Păi ce anume din ce gândește, ce face, ce spune, te-a făcut gândește pe tine să te duci spre a afirma că e pregătită? Ea gândește matur. Are unele blocări pentru că aici, fiind cea mai mică fată, nu are experiența necesară în relații sau în convorbiri cu băieții, să spun așa. Și e și normal gesturile care le-a făcut și teama care a avut-o. Panică, nu panică. Clacare, să zic așa, a clacat. E și normal pentru vârsta ei. Dar dacă ne vom cunoaște în casă și ne vom îndrăgosti mai rău și va fi iubire, eu zic mai că rău? Adică ți se pare că e îndrăgostită? E un sentiment, că altfel dacă nu era un sentiment, nu. Bine, eu îmi doresc doar să stea Diana prin preajmă. O Diana, ca să nu, că Diana o să-și vadă și ea de viața ei, nu? Da, pe de altă parte, un singur lucru spun și sper să nu mă întrerupă Tuse asta, că nu mai pot. Urăsc Tuse, m-am săturat. Sunt perfect sănătoasă, doar că tușești, știi cum e aia. Te duci la doctor, îți faci analizele, nu-ți iese nimic, da, tușești. Doamnelor, mamelor, știți care e menirea unei mame? Să stea întotdeauna în spatele puiului ei, așa, și să fie acolo suportul ăla. Dar niciodată să nu-i spui, faci acolo, te duci acolo, ești cu ăla. Pentru că în momentul ăla, copilul ăsta niciodată nu o să mai poată să mai ia decizii pentru el. Dintr-un punct acolo, lasă-l să zboare. Ok, greșește, să dea cu capul, a doua oară o să știe. Dar nu. Am avut eu o chestie pe care am văzut-o și m-am simțit nevoia să punctez că rolul mamelor este să-și lase la un moment dat pui să zboare, întotdeauna să stea acolo la susținere, dar sunteți suficient de mari toți de aici încât să nu aveți nevoie de influențe de afară. Mame, surori, fani, nu mai zic. Au mai fost și